Forfotă mare în piețele din Râmnicu Vâlcea, gospodinele se orientează asupra legumelor pe care le-ar putea alege pentru a avea o cămară cât mai bogată la iarnă, dar mai ales asupra prețurilor. Acestea susțin că așteaptă scăderea prețurilor pentru a-și putea umple cămara cu zarzavaturi, murături sau zacuscă. În plus, gospodinele din Vâlcea declară că, în ciuda prețurilor ridicate, nu vor renunța la propriile rețete, chiar dacă necesită timp petrecut în bucătărie. Mai avem câte ceva de cumpărat, de făcut zacuscă și... Prețurile cum sunt în viață? Destul de piperate față de pensiile noastre. E piața foarte scumpă și deocamdată nu. Preferați să le cumpărați din magazin sau să le faceți dumneavoastră? Prefer să le fac eu. N-am același gust. Facem. Iarna nu ies în piață decât la pâine și la lapte. Încă n-au apărut toți gogoșoare, toți se văd, nu știu, o să cumpăr. Cum sunt prețurile? Așa, destul de mărișoare. Pe de altă parte, comercianții se arată dezamăgiți de faptul că propriile produse nu au aceeași căutare, în ciuda prețurilor mai scăzute decât în supermarket. Aceștia spun că în piață se poate negocia prețul, iar produsele lor sunt mult mai gustoase. Nu, cumpără, cred că supermarketurile au distrus piața țăranului. Asta este. Vin oamenii să-și facă proviziile pentru cămara de iarnă? Nu prea. Nu prea, pentru că nu au bani. Da, și la prețul mai negociem, nu e prețul fix cât avem pe masă, deci mai lăsăm, decât să pierdem marfa, mai bine mai lăsăm la preț. Dacă până acum gospodinele au preparat roșiile pentru bulion, zarzavaturile și și-au pus vinetele la congelator, de acum acestea așteaptă să apară gogoșarii pentru a-și finaliza preparatele pentru cămara de la iarnă.